farfurie, plastic, sticlă și metal provenite din deșeurile menajere. C. Să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare cu care aveți încheiate contracte pentru gestionarea a deșeurilor pe care le-am enumerat, plastic, hârtie, metal și sticlă, și un alt tarif pentru restul deșeurilor. D. Să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanță pentru fiecare din activitățile serviciului de salubrizare. Deci trebuie să aveți foarte mare atenție ce introduceți de acum înainte în aceste contracte de delegare de gestiune. Următorul punct. Să implementeze începând cu 1 ianuarie, deci peste 2 luni, de aceea ne-am și grăbit să vă prezentăm modificările, începând cu 1 ianuarie 2019, instrumentul economic plătești pentru cât arunci. Deci fiecare agent economic sau beneficiar al serviciului de salubrizare din teritoriul dumneavoastră va trebui să respecte acest instrument economic și acum puteți aplica, se dă posibilitatea să fie aplicat în funcție de volumul pe care îl generez sau de frecvența de colectare sau de greutate. Și pot să-i dau saș de colectare personalizat. Dumneavoastră vă faceți acest calcul. Se stabilească și să aprobe o altă obligație, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar pentru beneficiarii serviciului de salubrizare acum, tarife distincte pentru gestionarea acestor deșeuri. Unul pentru cele puse selectiv și restul deșeurilor. Să includă, iarăși, începând tot cu 2019, tarife pentru acești beneficiari, inclusiv contribuția pentru economia circulară. Și aici a fost aprobată acea taxă de 30 de lei și începând cu 2020, avem o anexă în lege, va fi la 80 de lei. Numai și această taxă se aplică numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare. Deci cele care efectiv ajung la groapa de gunoi. Și să aplice totodată în acel caiet de sarcini indicator de performanță și pe care să-i urmărească. Să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției de cei 30 de lei, da? Deci, până la urmă, UAT-urile își recuperează acel tarif. La data, mai este un proiect care, în acest moment, eu personal am tot pus întrebări și nu știu cum se lucrează, referitoare la deșeurile din construcții și desființări. Nu mai avem termenul de construcții și demolări. În noua legislație apare termenul de construcții și desființări, iar începând până la data de 31 decembrie 2020, avem obligația ca să îndeplinim niște obiective legate și de aceste de tipuri de deșeuri, dar vor apare probabil foarte mult, vor apare modalități de aplicare acestui articol. În conformitate cu principiul poluatorul plătește, deci așa după cum am spus, se suportă de către producătorul de deșeuri. Deci casele, concret, sau agenții economici generatori de deșeuri. În cazul, face referire și ne și specifică, că de multe ori pe teritoriul localităților noastre apar deșeuri abandonate. Cine plătește pentru aceste deșeuri? În primul rând, legea spune că până la găsirea celui care a abandonat deșeurile, costurile de colectare, eliminare sau valorificare sunt suportate de către autoritățile
administrativ publice locale. După identificarea celui care deținătorului de deșeu, aveți obligația și îi aplicați penalitatea lui. Acesta a fost articolul despre care v-am spus, care amenda între 5.000 și 15.000 de lei, da? Deci face referire la ceea ce trebuie dumneavoastră practic să aveți în caietul de inclus în caietul de sarcini legat de relația pe care o aveți cu serviciul de salubrizare. O altă obligație care mi-a atras atenția legată de OAT-uri este articolul 31 din legea 211. Amenda este la fel între 5 și 15.000 de lei. Și aici face referire la obligația autorităților administrative de a colecta separat, separat biodeșeurile în vederea valorificării. Deci face clar referire în această lege, prima dată când face referire la, la biodeșeuri. Să le trateze într-un mod care asigură un alt nivel de protecție a mediului. Deci nu pot să le trateze oricum. Trebuie să găsești acele soluții care să protejeze mediul. Să folosească materiale sigure pentru mediu și să încurajeze compostarea individuală în gospodării. Acum 2 ani am fost la o întâlnire cu agenția asta, ca paranteză, la agenția municipiului București și chiar se spunea că nu știu la ce n-a dat de la anumită primărie s-a făcut o propunere de către Agenția Națională de a face niște gropi unde toată lumea să-și ducă deșeurile care... Dar nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. Și atenție foarte mare la, în cazul în care deșeurile au substanțe periculoase. Acelea sunt tratate într-un mod deosebit. Nu aveți voie să le amestecați cu deșeurile, restul deșeurilor. Și pentru îndeplinirea acestor obiective și a modificărilor care au apărut în legea 211, avem obligația de elaborarea unor planuri la nivel local, la nivel județean sau la nivelul municipiului București. În aceste planuri, să vă trec așa pe scurt, pentru planul național, fiecare autoritate publică are obligația să furnizeze date, se vor face raportări. Și atenție foarte mare că toate raportările pe care le vom face pe la agenții economice și legat și de dumneavoastră, trebuie să fie, să aibă în spate înregistrări contabile. Deci, nu extracontabil. Asta chiar mi s-a Doamna Dorovăț, întrebare. Deci a spus că este planul la nivel național, județean și local. Da. Deci trebuie să înțeleg de aici că pașii sunt următorii. Mai trebuie să faci la nivel național, s-a făcut, există. S-a făcut. Județean există, da. Sau nu există. Și când vine rândul nostru? Sau noi trebuie să facem în același timp cu dânsii sau după ce vrei și fac planul? A apărut în această lege la nivel național. La național. Da. Dar în rest o să vedem cu ce modificări, pentru că se pare că vor avea fi completări la asta. Eu la rândul meu, ca local, trebuie să aștept mai întâi să... Județean. Făcut, realizat. Știu da. Eu, săptămâna asta a fost firma care a câștigat au și care lansat-o și care au spus că să facă, da. Dar mai durează. Dar legea mai durează, dar eu pe 1 ianuarie trebuie să fac ceva, dar durează. Până la 1 ianuarie ar trebui, conform aceste modificări legislative, să apară. Ca dumneavoastră de la 1 ianuarie să puteți îndeplini obligațiile ce vă redim direct. Nu, e clar că nu o să fie, dar dacă ea avea acum văzut o firmă, întrebarea lui era dacă așteptăm ca scandarea sau putem fura stare, pe România. Pe dumneavoastră puteți pregăti terenul. Aveți ca model planul național și de acolo dumneavoastră puteți să vă pregătiți în vederea venirii în întâmpinarea planului județean. Deci aia, ca să îndepliniți cât de cât obligația de la 1 ianuarie 2019, așa după cum o să apară, eu știu cum mă zic domnul Dragomir că de-abia s-a luat legătura cu o firmă, nu știm când apare. Cred că au câștigat, știți, acum i-a fost prima întâlnire cu firma care va face, dar când, cât are termenul, poate să ai termenul un an de exemplu. E clar că... Dar un model avem... Deci, dar să mergem un plan național. Da, deocamdată se va merge, cel puțin cum recomandăm noi, planul național care există. Cu
cunoscut și bine ranforsat în România, cât de trebuie. Adică vom vedea pe unde ne tatutăm. Mai este articolul 59, iată, care ne-a atras atenția și vreau să vi-l prezint. Deci despre planul, eu deocamdată vedem ce mai apare. Amenda la acest articol este între, tot între 5 și 15 mii de lei. Autoritățile administrației publice locale, inclusiv a municipiului București, bineînțeles, au următoarele obligații. La nivel de comun, de orașe și municipii, implementării la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate. B. Urmăresc și asigură, deci face referire la planul județean. Deci dumneavoastră aveți obligația să implementați această colectare separată. 2. Să urmăriți și asigurarea implementării planului județean când va apărea. Elaborarea de strategii și programe proprii privind gestionarea deșeurilor. Deci aici deja nu mai face referire la acel plan județean. Trebuie să vă elaborați programe și pentru gestionarea și strategii proprii la nivel local. Să hotărâți asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale. Deci puteți să faceți asociații privind gestiunea deșeurilor în condițiile prevăzute de lege. Să asigurați și răspundeți pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor municipale. O altă obligație care a... Vă rog ca să înțeleg punctul meu. Dacă ați zis așa, deci UAT-ul are gestionarea. Da. Dacă fac ADI. Adică poate să și preia, adică dacă eu deocamdată sunt unicul gestionar, da, și da, eu iau și amenda, iau și tot, pot să deleg toată chestia asta adică de... Să faceți și, da, pentru că și vă dă chiar posibilitatea de a face asociere. Deci, da, practic... Dar preia și bunele și rele, adică în sensul ăsta, adică ăsta. Da, dar până la un punct, pentru că devine răspunderea extinsă a producătorului și dumneavoastră trebuie să vă asigurați că toate obligațiile pe care vă revin în mod direct în acest nou termen introdus, răspunderea extinsă a producătorului, dumneavoastră practic răspundeți de tot până la final. Cum este inclusiv în cazul agenților economici. O să vă prezint pe scurt și noile relații dintre operatorii economici și actualele OTR-uri. Ideea este că ADI-ul poate să răspundă de chestia asta. În momentul acesta mi s-a spus că da, dar dumneavoastră trebuie să vă asigurați. Da, îmi dă raport și spune, am reușit. Și să vă asigurați să vi am îndeplinit obligațiile. Exact. Da. Și vedem ce norme metodologice o să mai ce pot să apară și aceste norme metodologice. Trebuie să aveți, să asigurați spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor. Ați văzut că în sectorul 6 au fost acele țarcuri, cum îi spuneam noi, cu igluurile pentru cele 3 care au fost vandalizate și nu știu ce. Trebuie să găsiți soluții unde să vă asigurați populației colectarea separată. Și să oferiți posibilitatea de a se debarasa populația fără plată, spun. Deci fără plată de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltelele și mobila. Deci pentru nu... O să vedem mai târziu că trebuie să faceți, așa aveți obligația la nivelul comunelor și a localităților de instruire a populației. Și în acele instruiri să faceți și informarea efectivă unde omul poate să se debaraseze de acele tipuri de deșeuri. Chiar și eu face referire și aici că trebuie să asigurați informarea locuitorilor prin metode adecvate și prin postare pe site-ul propriu. Acum site-ul propriu, nu știu care bătrânică poate să urmărească site-ul primarii. Apropo de site-urile astea, pentru că au deja o importanță, însă că trebuie să relația asta mai
mai ecologistă și am făcut că UAT-ul ar trebui să vină puțin în întâmpinarea acestor site-uri. În anumite localități s-au format cercuri de zice cum sau zici, ecologiști, domnule, noi în cartierul ăsta trebuie să fim. Și și-au făcut un site, domnule, nu ne place cum lucrează salubrismul, nu ne place... De-aia zic că dar site-urile astea ar trebui să fie UAT-ul în fața acestor, să zic, cercuri de... Poate ne spuneți că am înțeles că acum, pe fondul de mediu, a apărut o finanțare legată da, de Madalena. Da, o să facem referire imediat, da. E bine să fim, să încercem UAT-ul să fie puțin în față, adică să promoveze aceste lucruri. București, în cartiere, să zic că populația e destul de pestriță. Nu că nu m-au comentat și de până la noi, cred, din cartier, din Deal, că de la nu știu ce face sau nu. La fel am avut în Vidra, Deal, după care am avut toată cei din BC, vrem și noi, vrem și noi. Da. Se de la ANL-ului de aruncă de la, avem poze, aruncă de la... De la etaj. De la etaj. Duc două rupe, știți? Aruncau pe ghena și eu că ar putea să pun în ghena. Acum mai există mai face referire la, la obligațiile de nivel județean și nivelul municipiului București, aici o să trec fugitiv. Se elaborează acele programe județene și municipiului București. Se au obligația de a coordona activitățile consiliilor locale în vederea realizării serviciului public de interes județean privind gestionarea deșeurilor, acordă, și aici mi s-a părut foarte interesant, că trebuie să vă acorde consiliilor locale sprijin pentru implementarea acestor planuri județene. Deci apare planul județean și e obligația să vă acorde acest sprijin. Și adică o locație unde să aveți containere pentru toate tipurile de deșeuri și să plecați de aici și după aceea să împrăștiați în teritoriu, dar măcar să fie ceva unde să se înceapă. Ca a, să nu știu amenea. Și asta a făcut de bursă, să evitați amenea. L-am avut desfință foarte tot, am luat fiecare cost de stat și în an 2 toată lumea a zis, dacă nu le dăm acum, primeam pe câini. Fixit moarte, iarba, hai să fim serios. Cam asta e nivelul de civilizație în care eu vorbesc de o localitate care nu are pretenții. Pentru, și acum mai face referire la acest articol, pentru asta cred că mă interesează mai mult, deșeurile generate în gospodăriile populației, dumneavoastră aveți obligația să încheiați contracte sau parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative. Tot dumneavoastră aveți dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului. Deci, practic, o parte din bani vor ajunge la dumneavoastră. Și au obligația să... Nu mai puțin ca să încheiem acest subiect cu OTR-urile, că e un subiect... Nu se mai cheamă OTR-ul, o să fie altă denumire. Deci, acestea sunt niște asociații care se ocupă de colectarea unor taxe de la cei care pun pe piața ambalaje. Cel care pune pe piața ambalaje are două variante să-și plătească taxa. La fondul de mediu sau la aceste OTR-uri prescurtate sau cum o să se numească ele? Asociații, lucrurile care implementează obligații de răspundere. De răspundere. Extinsă producătorului. Bun. Este o idee a celui care a gândit puțin că cineva a gândit paragrafele astea din lege, în sensul că
cetățeanul Isulescu și-a cumpărat o pereche de pantofi într-o cutie de carton. Cutia de carton a aruncat-o în coșul de gunoi de la Ciolpani. Și Mateu Ciolpani trebuie să ocupe de cutia omului de carton să o ducă unde trebuie. Și atunci, aceste organizații care au luat banii pe cutia respectivă de carton în care au fost pantofii, se dea Mateului ca să se ocupe de problema asta. Nu sunt norme date încă. Bun, asta la nivel de hotărâre. Asta se vrea și în principiu asta se va face. Din câte am înțeles eu, indiferent câți bani sau pe ce flux, pe ce segment al precolectării, a colectării, a transportului, a valorificării acelui carton, va da banii hotărârea OAT-ului, să zic că îi plătește sacii pentru colectarea selectivă, sau să zic că îi plătește transportul, sau campaniile de campania de informare a populației. Nu zic acum că sunt banii la minister și nu știu cum se împarte pentru informare. Noi am intrat în Europa de mulți ani, dar noi nu știm cum să intrăm. Deci banii, apropo ce și puteam. Campania asta de informare, de colectare selectivă, trebuie făcute acum mulți ani, din banii de preaderare. Da, așa, de Europa invers. Doamna ministru, când a ridicat taxa pentru depunerea deșeului pe grupurile de buruieți de cea de 20 de lei, a justificat că lumea nu este informată. Și oamenii nu au nicio vină să plătească în plus pentru că n-au știut cum să ducă gunoiul la groapă. Sau să nu-l ducă la groapă. Da. Revenim la OTR-ul. Acum, nefiind această asociație intercomunitară la nivel de info, cel puțin unde noi avem cele mai multe colaborări cu ATU-urile, de la 1 ianuarie, în mod după lege, se poate încheia acest contract între OATE și un OTR. Eu am invitat și un OTR, n-a venit încă, s-ar putea să... Sunt vreo 7-8, nu știu. Dar înțelegeți ce e OTR-ul? Pentru că foarte multă lume nu... Nu, OTR-ul este o transferere. Fiecare. Adică, poate, domnule. Încasează niște bani. Are niște bani. Are ambalaje. La Roma ambalaje sau cum dracu îi cheamă. Are încheiat contracte atât cu colectorii, cât și cu agenții economici importatori sau fabricanți. Ca să puneți pe, că punere pe piață este moment, a unui produs este momentul vânzării acelui produs. În urma vânzării produsului rezultă niște deșeuri de ambalaje. Că aceste OTR-uri, cum a zis domnul director, se ocupă doar de îndeplinirea obiectivelor a deșeurilor de ambalaje. N-au treabă cu celelalte tipuri de deșeuri. Și practic sunt niște birouri care au încheiate contracte cu colectorii și cu mine, importator, fabricant sau ce fie eu. Eu până la o anumită dată din lună trebuie să raportez ce cantitate de ambalaje am pus pe piață către acest OTR-ul, iar el își face calculele în așa fel ca toată cantitatea din acea lună colectată de colectorii contractanți la nivel național să o redistribuie către toți importatorii în așa fel încât să-mi îndeplinească mie obiectivele. Asta ca idee să vă, nu știu, dacă probabil nu știu dacă toți suntem familiarizați cu acest OTR. Iar acum o parte din banii pe care eu ca importator sau fabricant o plătesc acestor organizații să-mi îndeplinească obiectivele, pentru că singur n-am cum să-mi iau cutia de carton, cum să oblig pe persoana fizică să-mi o aducă înapoi la firmă. Și atunci am contract cu acest OTR. Și o parte din banii pe care eu îi plătesc către acest OTR se duc către dumneavoastră prin noua legislație, ca să vă ajute în relația cu de îndeplinirea obligațiilor, pentru că și dumneavoastră aveți obligații, atât pe parte de legislație de ambalaje, cât și pe parte. Și plătiți inclusiv la fondul pentru mediu. Da. Deci ar vine întrebarea. Da. Și vine întrebarea. Care e legătura mea cu acești, adică cei care au ambalaje de desfac, etc. Bine, din punctul meu de vedere sunt interesat și ca OATE, dar noi avem și salubrism. Mă gândesc așa, eu pot să impun ăla din partea logistic să colectez eu toate ambalajele?
Că ei poate să-mi spună, nu știu cum e legislația acum, ei poate să-mi spună, bă, dar eu am un contract cu Fisicel SRL și nu pot. Atât. Și menajer. Dacă este ambalajul din start plecat cu cod de 15, el trebuie să rămână cu 15 până la sfârșit. Apanajul dumneavoastră al UAT-ului și al salubristului e legat de codul 20. Adică ce înseamnă generat din menajer. 15 are valoare economică și este flux comercial, industrial comercial. Și cine preia? Pe acela preia cine este autorizat pentru valorificarea lui, ca să-l poată transforma mai departe în materie primă sau produs. Așa se prevede. Și el raportează undeva? Unde? La mediu, în primul rând. Dar cine și la mine poate să raporteze? Că totuși sunt niște se raportează, bineînțeles, dar legea total. Legea spune că tot ce colector și legislator se va registra la acesta... Bine, lasă la Ministerul Economiei, la Asociația Intercomunitară, Intercomunitară sau la OAT. Eu strâng o tonă, să zicem, din temperatură. Da? Sunt agenții economici din magazinele care nici nu au un contract. Dar nu spune cu cine. Am contract, nu te privește și eu, nu pot să-l oblig. Păi nu, colectorul acum a trebuit să vină la dumneavoastră, să se înregistreze și să-i dați dumneavoastră autorizație specială de colectare la ambalaje. În baza la ce? Avem este lege, păi este lege nouă ieșită. De ce modificarea la normele? Dar de ce zic că trebuie la trebuie să dau autorizări și pe urmă să nu știm ce, pentru că îi facem un caiet de sarci. Deci pe raza municipiului București, dacă luăm exemplu, în București colectorii nu pot să funcționeze decât prin o autorizație din partea primăriei. Și dacă luăm, spune doamna, prin comparații sau la colectorii, să știți că deja agențiile locale solicită raport, de exemplu, la un colector. Pe autorizația de lui de funcționare de la mediu, autorizația de mediu, nu este specificat că are obligația să raporteze la sfârșit de an pe localități. Nu scrie nicio autorizație. Ba, da, la DEU. E la legislație. Dar nu de generare de deșeuri generate. Nu scrie niciodată. Noua lege îmi permite mie ca UAT să gestionez această situație. În sensul măcar de a nu se opreia. De a centraliza mai informații. Să-ți revine cantitățile la UAT. Da, să uite. Iar colectorul are obligația asta să termin fraza, să raporteze agențiile locale deja solicită pe localități. Adică, cum e Creier Grinu, va trebuie să, la sfârșit de an, să raporteze cantitate de nu știu câte zeci de tone colectat, atât de la cutare, atât de la raza localităților.
Asta ca să vină și în întâmpinarea. Deci mă gândesc că cum putea să facă chestia asta, că trebuia să ia de la Giger și raporta mai departe. Dom'le, am luat de la respectiv, la competitiv, undeva, cândva. Da. Numai că nu ajunge raportarea până la fundul organizatoare. OTR-urile, va fi mai interesant dacă se va face asociația intercomunitară sau bine. Pentru că aceste OTR-uri vor lucra direct cu asociația și nu cu ATM-ul, cu aia la Ciorbaș. Să zic că Bocoșoaia își atinge țintele sau chiar le depășește pe colectarea selectivă ambalaj. Dar banii vor veni, deci distribuția nu știu cum va fi. Te-ai făcut 40% sau 40 de tone de carton și Boara a făcut doar 2 tone de carton. Deci ele se vor centraliza la acest adiu și banii ei vor discuta cu OTR-ul. Plus că mai este o chestie care nu este încă la politică. OTR-urile se pare că am fost la întâlnire acum cu ele. Nu știu cum își vor forma prețul. Pentru că se pare că deșeul de ambalaj primar, ambalajul primar practic, cantitatea de ambalaj primar va trebui să fie scos din sortarea menajerului, ca să înțelegeți. Presupune că ambalajul primar, deci ambalajul primar este ambalajul care intră direct în contact cu produsul. Ăla de obicei ajunge la noi, la o persoană fizică. Eu îl arunc în, îl depozitez în recipienții puși la dispoziție de dumneavoastră, adică sticla de apă. Da? De sticlă, nu vorbim de sticlă, vorbim mai foarte sticlă de petul. Petul sau cutia de carton de grantor sau... Deci acela e ambalajul primar. Da. Iar alea se pare că vor avea preț diferit impus de normele metodologice care vor apărea, pentru că ei vor trebui să fie scos de, pentru îndeplinirea obligațiilor din ambalajul colectat de la populație. Ceea ce ăla, populația aruncă și carton, și plastic, și coș de... Deci presupune alt cost și mult mai mare față de secundarul și terțiarul, care va fi, se pare că va fi obligație de îndeplinit din comerț și industrie, unde eu deja am legislație ca și operator economic. Legislația nu mă lasă să amestec, pe când pentru populație încă nu există. Că dacă dumneavoastră, acum, veți obliga prin aceste lege care vă dă voie, care vă dă voie deja să faceți instruire, să îi impuneți tuturor localnicilor să respecte, aveți instrumentul deja de, nu, poluatorul plătește. Păi mie, dacă nu am amestecat, vă faceți acele pe plan, pe baza planurilor județene și a tuturor instrucțiunilor și normelor metodologice care vor apărea, puterea va fi în mâinile dumneavoastră, ceea ce e un... Să punem câte un om la fiecare gospodărie. Nu, este poliția locală. Poliția locală are și atribuții de mediu. Deci poate face control, poate da amenzi. Conform legii. Cine are poliția locală? Cine are? Cine a permis în toate statului? Și poliția față de gardă face poze. Umblă cu aparatul, îți face poze, vorbesc de agenții economici. Deschide recipientul. După modificările aduse legii de șoruri, la nivel de primărie, la fel de poliția locală, puteți să aveți un inspector care la sesizarea salubristului, indiferent al cui e, ca, apropo de tarife diferențiate, domnule, ăsta nu a pus conform contractului. Salubristul. Se ducea la cine inspector al primăriei, ar vrea să ca primărie puteți să dați amendă. Acum, cred că primăriul o să dea amendă la populație, dar legea așa prevede acum. Deci salubristul sesizează primăria, care are un inspector cu probleme de mediu, că e poliție, că e inspector, nu poate să-i angajat de zicotnea a Mateului, și verifică și poate să dea amenzi. Mateu, nu s-a lubit. Mateu poate să dea amenzi. Nu s-au poți apăruta. Da, dacă mai aveți până legislație... Aș, doar pe legea 211, aș vrea să am scos o definiție care concluzionează foarte clar ce înseamnă schema de răspundere extinsă a producătorului, că am tot vorbit de ea. Este un set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară.
practic de la generarea deșeului și până la încheierea ciclului de viață al unui produs. Și ce înseamnă plătești pentru cât arunci? Este un instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare. Deci să micșorați cantitatea pe care o depozitați de pe teritoriul dumneavoastră către asta. Și există rate de indicator minim de performanță pe care le găsiți la anexa 7 lege și asta vă pot chiar ajuta și să-i urmăriți. Avem termene 2019, începe anul 2020, iar este un an țintă și 2020. Asta pe legea s-a reglementat obligația persoanelor fizice de a încheia salubrizării. Că era cam... Legea salubrizării, toată lumea are obligația să aibă contract încheiat cu un salubrist pe teritoriile publice. Dacă nu vrea să facă. Deci ce face cu deșeul? Nu, 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 că e o variantă în care nu știu că deși la sectorul 1 plătești în taxe și impozite și atunci asta este o taxă ascunsă și, o taxă, și practic tot eu plătesc. Asta este chiar... Da, dar zic, e vorba de contract sau e vorba de contract cu primăria, ca să zic așa, că doamne trebuie să plătească taxa la... Nu, dar legal, sau ceva cineva de chestia asta să spune e albă sau e mai vie, mai că și atunci tu la fel a fost așa. Conform legii salubrizării, toată lumea are obligația să încheie contractul. De când este această lege? 2011? 2011, modificarea este, dar din 2011, cu intrare în vigoare în ianuarie 2012 și a avut, cred că, vreo 6 modificări, nu știu exact. Ultima a fost în iunie, acum a intrat cu aplicabilitate în iunie, da, ultima, dar mult. În două săptămâni. Și la sfârșitul anului va mai avea... Nu le citeam că știam că sunt modificări. Da. Și la sfârșitul anului vom mai fi modificări și o să vă ținem la curent că acum Uniunea Europeană, am înțeles, nu, că mai solicită o traducere a unei bucățele și probabil că o să apară la între Crăciun și anul nou. Dar ai vorba de apropoate asta și ce vă prezentați și cu colegii aici, există obligativitatea asta cu sortarea cu mai mult de foarte minim. Colectarea selectivă. Așa. Și întrebare. Credeți că acum, deci de la 1 ianuarie, în câte localități o să fie 5 tomberari? Pentru că practic înseamnă unul pentru menajer și celelalte 4. Deci are să fie 5 tomberare. Uite, la dânsul, la gospodării, la blocuri, probabil mai mare, tot, și cam la 9. Cine își permite să vină de 5 zile? Dezvărate ca ce? Cu ce colectare? De colectare. Nu, eu vă întreb altceva. Dacă dumneavoastră acasă, dacă stați la curte, o să aveți 5 tomberane în curte sau nu? Vă întreb. Dar nici nu trebuie 5 tomberane în curte. Păi cum să ce vă saci. Păi și cine nu ne vreți să bun, spune saci. E nevoie cu voie cu saci, da. Mulți ne-au și zis că se râmbă câini, că sunt lăsați în ploaie, că n-are de zis. Deci obligația celor deci cu tomberan ar fi, cred că, ok, pentru că după asta o spuneți că e udă hârtie. O vă pune hârtie sau carton. Dar în mod cert o să o luați, cine o ia de aici, o să o luați udă. Dacă o pune în sac și plouă afară, vă spun eu, că nu o să stea să o pună, să o țină umbrela pe ea. Dar să știți că în nordul țării și în Ardeal, vă pot spune că am fost și am văzut în satul unde chiar m-am mirat, uitate de lume, țarcuri unde sunt 3 tomberane, închise drept cu cheie, nu ai decât așa o chestie unde să-ți baci cartonașul. 4 e drept pentru menajer, erau mult mai rare. Țarcurile astea în vârf, în munte, nu existau. Nu au fost mai civilizați. Dar nu se poate, domn, pentru că... Dar ce sens, domn, sunt așa... Sunt îngrădite. Adică un tom, ăsta, o sunt patru recipienți, asta vă spun ce am văzut, patru recipienți, pe o
platformă betonată, pentru că n-ai voie, ia o altă chestie, n-ai voie să pui recipienții sau depozitarea deșeurilor de pământ. Pentru că se presupune și așa este, se fac scurgere ale vigatului sau a minunilor care se scurg și intră în pământ. E normal, ca tot are vigat. Păi da, dumneavoastră spuneți că sticlele nu vin și le-a zis că ne curcăm în termen. Deci când da, e să ne uităm ce se întâmplă real, da, bă, trebuie să fie platformă betonată. Nu, da, eu cred că o să pierdeți din vedere un amănunt foarte important. Începând cu 1 ianuarie, practic, cuțitul și furculița sunt în mâna dumneavoastră. Pe raza administrativ-teritorială pe care dumneavoastră o veți gestiona, dumneavoastră veți fi cel care va da voie colectorului din zona respectivă să existe, să funcționeze. Acel colector nu are voie să colecteze de la persoane fizice. Atenție! Este un detaliu foarte important. În condițiile în care cei din sat care se ocupau cu devalizarea acestor containere, cubele și așa mai departe, nu vor mai avea cui să vândă acest deșeu, va înceta devalizarea. Unde? Cui? Că nu o să aibă voie. Dacă credeți că noi putem să punem numai condiții colectorilor, o să se lipsească și o să mice cu OAT-ul obligația asta. Deci trebuie primăria să și... Deci colectorul nu are voie să colecteze decât cu code 15. Atât. Adică de la agenții economici. Cu condițiile de la agenții economici. Ce fac eu OAT-ul? Deci mă văd în imposibilitate de a asigura... Și apropo de scurgere, există legea ca asta, dacă trecem la 249, are obligația ca toate ambalajele, există un articol în care toate ambalajele au obligația ca tu, producător, importator, să demonstrezi că ambalajele nu conțin metale grele. Și dumneavoastră nu aveți, iar prin scurgerea lor, aceste metale grele, și aceasta se repetă pe acele tușuri de imprimare. Foarte multe nu respectă legislația și asta vă spun că eu am văzut buletine de analiză. Deci, de ce, apropo de ce se cere pe platformă betonată. Nu am așa, că sunt niște parale. Uite, vreau să spuneți ceva, doamnă. Zădnă, dumneavoastră ați spus pe nord de țării și ați văzut în niște localități de alea de munte, probabil 7 case, 5 acolo, 2 luni. Vă dați seama, eu la Cinicam sunt 10.000 de acolo, 2.000 de case. Păi ceea ce spuneți dumneavoastră să pună de la, n-ar putea nici în vecii veciului, singur, dar nici cum aturăm 5 pubele. Eu fi doar la fiecare curte 4 pubele. Ar fi toate spațiile pline de câte 4 pubele, deci e logic. Și așa, câte una, două sunt din carte. Curte. Haideți să vă spun ce am făcut în sectorul 6 eu personal, că am lucrat la o firmă de salubrizare mare în București, să vin din sistem. O secundă, înainte. Am vrut să spun, noi, cei la comună, care sunt mai de mama noastră, ne chimim, când eu văd București, toate marile, toți mari operatorii, Rosalul, Ropesc, ea la rând. Deci atâta timp, eu mă duce timp la ăștia, că tot București, se tot trai 400.000 de oameni care ia la rând, fără nicio problemă, și pe mâine, bă, că sunt la împaste, bă, voi faceți voi. Adică mi se pare, începeam cu oaia mari, cu mari operatori, cu mamuții. Bă, ăștia, bă, că l-am grăbat, de la rând, nu ne mai cer nimeni. Și la mine, la comună, că îți dau 15.000, 20.000, care părea numai... Noi ne-am împărțit pe... Câteva străzi a fost un program pilot și am stat, efectiv stăteam și așteptam să, când vedeam un local în care pune hârtia și plasticul separat în acele igluri implementate, puse, plantate de către Ecorom pe vremea în colaborare cu un agent economic, cu salubrizator, i-am dat, ba, o șapcă, ba, ce aveam atât. Vreau să spun că pe străzile acelea, fără nicio exagerare, iglurile erau veșnic pline. Și n-am dat, să nu credeți că stăteam 24 de ore, sau mergeam, nu știu, poate din programul nostru de 8 ore. Deci, eu nu zic că e foarte ușor. Dar, soluțiile, cum a zis doamna, era... Din tot așa, e mai rar. Faci pe aniversare să-ți mai iasă din tot cu șapca. Nu, dar trebuie să vă faceți dumneavoastră un set de reguli simple și clare. Și dacă le veți impune de la început, toată lumea se va conforma. Eu vă zic cel mai simplu, știi? Okay. Nu că oare nu Era un țigan în plastic. Și
Și am stat până a venit poliția locală și, bineînțeles, chiar și n-are cu buletici, are altul să nu rămână. Iau platic, iau platic. Păi nu-i luat gunoiul de vreo două ori, să vedem dacă vreo oară mai bine. Și l-aruncă, domnule. L-aruncă, doamne, am văzut și l-aruncă, noapte, ziua, cine stă spărți? Ce dacă vreau să vedem? Sunt câmpurile pe aici. Nu mai mult. Mai pun și în bolă, să-mi car, mai bine da. E la început. Da, mai bine mai iau ca să nu-l arunci. Sau îi faceți avertismente. Da. Și trei avertismente, dați amendă. A. O să ajungem un pic și la curentare. Asta a fost și ideea. Nu că tu n-ai greu. Dar chiar, chiar s-au reușit. Deci noi, cei de aici, toți, putem, totul nu neapărat să ne lăudăm. Că nu avem să ne laude ceva, dar chiar lucrurile s-au mișcat. Și e adevărat ce zicea și de la Victor. Deci dacă nu se dorește chestia asta, nu se face. Legea, e clară. Deci exact ce zicea Domnulescu. Câinea și cuțitul este la oară de clar. Dar acum acolo, dacă colaborăm, și cu suflet și cu muncă, nu ne-au evoluat. Ceea ce vreau să vă spun în partea a doua, după legislație, ce a făcut creierul cu aceste bateuri, a evoluat bine. Avem exemplu, domnul viceprimar de la Mugoșoa, care domnul primar, domnul viceprimar, au dus la un procent de peste 30% de reciclabil în acei saci, peste 30%. Și acel reciclabil este într-o puritate de 70-80%, reciclabil curat de contaminat. Deci, pentru că s-a vrut, s-au spătut și... Da, dar la bucată 3 ani am hotărât o taxă prin Consiliul Local, deci automat, mai sunt persoane, deci cu firma aia înainte, cam 80% din populația pe contract. Noi am impus taxa asta și mai bine că unul zice, știi, băi, eu iau, te plătesc taxa, dar nu am tombelor. Păi nu să-ți dau tombelor. Zic, plătești pentru că și tu generezi gunoi, ați văzut pe domeniul public și automat ai luat taxa. Deci nu mai e lăsat lucrurile de plătare, au contract, nu au contract. De o lună la taxe și impozite. Avem și doi casieri de pește. Și casierii sunt foarte și era cam greu la început. Cu saci cu astea, dar acum, cred că de la selectivul ăla, undeva și 3-4 frații, 3-4 frații, ar merge să o mai fracționăm o dată de două ori. Eventual sticla. Menajer, un menajer și pentru de acolo, sau nu știu. Sticla pentru că, bine, da. Apropo de legea 211, că e destul de lungă, apropo de ambalajul de sticlă, din 1 martie, teoretic, ar trebui să fie valorificată. Sticla să fie reutilizată, ceea ce mi se pare logic. Doar dacă este scris pe ea, dacă este ambalaj reutilizat. Asta este și aici intervin interesele celor care pun pe piață, ca să nu mai vin cu sticla apoi, că nu o să țină la locul până vede goale. El are interes să le vândă nouă produs, inclusiv sticla aia care o caută creierul prin sacii în populație. Dar legea o să le impună la un moment dat că acea sticlă este reutilizabilă. Sticlele standardizate de bere, de sucuri, de apă minerală acoplată vor trebui duse de care discuta doi. Care de fapt noi o făceam chestia asta până în 89. Da puțin înapoi așa. Da. Atenție! Deci atenție mare, că ca și primării aveți obligații ca și orice agent economic. Deci, unu, gestionați tot ce se întâmplă pe teritoriul dumneavoastră, dar în al doilea rând vă supuneți obligațiilor 211 ca orice agent economic public. Deci să aveți dumneavoastră în cadrul primăriei colectarea separată, plan de gestiune a deșeurilor, plan de minimizare a deșeurilor care este amendabil pentru orice agent economic, instruirea angajaților ca să facă ei inclusiv chestia asta, raportări anuale pe care trebuie să le faceți către cu deșeul generat, vorbesc. Acum noastră aveți și această calitate de orice, ca orice agent economic. Aici foarte multe primării chiar nu țineau cont de chestia asta, când au fost, am înțeles, atenționat. Deci, în plus față de a gestiona, trebuie să vă organizați pe în edificiu, în amplasamentul dumneavoastră. Da, dar pe de altă parte, ca orice agent economic, să nu uitați un lucru foarte important. Dumneavoastră sunteți proprietarii acestor deșeuri.
Deci, inclusiv deșeul reciclabil pe care îl sortați, sunteți proprietarii. Dar nu dați un pic că faceți de astăzi, nu, să rămâne. Deci, au două obligații, una pe legea 137, clar. Instituții publice. Instituții publice, unde dispensar. Este dat, sigur, poliția comunitară, primărie, fiecare școală. Fiecare își face conform legii acestea și doi, ceea ce am numărat până acum, oate. Deci, aveți două, asta... Plus că vă trebuie cineva care să facă raportările, să vină legătura pe amplasamentul. Deci, apropo de problema asta, eu cu cine am mai discutat, cu primar, cu viceprimar, cu responsabil de salubrizare, ar trebui să aibă obligatoriu fiecare primărie, fiecare oate, un om de mediu. Ar trebui să aibă deja un om de mediu. Nu mai zic primării care au proprietate lacuri, care au zone verzi, spații verzi, păduri, sunt proprietatea OAT-ului, cineva apropo de gestionare. Deci un om de mediu, un responsabil de mediu. Știți că fiecare unitate economică de la un anumit nivel are un responsabil de mediu. Nu mai vorbesc de colectori, de legislatori, acolo e obligatorii prezentați. Primim telefoane de la primărie. Păi, scuzați-mă, este prevăzut în fișa lucrurilor, cum să-l angajeze pe la dacă nu-i prezentă în fișa primăriei? Atribuții. 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 Se deleagă atribuții. Eu sunt la personal salarizare și am delegații de mediu. Atât. În fișa postului mi s-a pus pe lângă trei legislații pe interesez. Și atunci în legea 211 trebuie să urmărească fiecare lista deșeurilor generate de dumneavoastră. Exact tot ce face un agent economic. Depistarea deșeurilor periculoase, fișe de caracterizare pentru deșeurile periculoase, dacă aveți produse, inclusiv relația cu apa, pe care trebuie să o aveți, că și acolo pe legislația apei trebuie să urmăriți o respectare. Deci, da. Deci asta a fost și pe legea 204, nu o să cam atins. Obligațiile cu OTL-urile... Dacă permiteți, mai are o întrebare. Am rămas setat cu 1 ianuarie 2019 și cu cele patru pubele. Noi acum, în momentul ăsta, avem două. Avem menajerul și selectivul. E un an transitoriu, 2019. Ok. Un an. Cum vedeți dumneavoastră, viabil să cumpărăm noi pubelele, să obligăm să alubim? Acesta se rezolvă. Cum? Nu, zice de pubele, dar de pubele. Le am primăria sau... Păi acest transitoriu, nu sunt viabil să mergem. Asta este o funcție. Păi în caietul de sarcini ceea ce scrie, că tocmai... Păi noi în caietul de sarcini avem să aducă salubristul cu belele, dar una e să aducă două pe gospodărie, una e să aducă cinci. Păi nu pe gospodărie, eu nu văd așa. Omul le-a dat sarci și el și de... Păi mai mult îl costă să-l sarcini, dacă îl costă la sarcini, îl ia cu bele după el. Are un câine în curte, are... Deci, noi mai stăm și la țară. Iar în afară de asta, apropo, eu stau în București. În București n-am văzut nicăieri, nici iglu în sectorul 5, vorbesc în zona de case. Nici Rosar în sectorul 5. Nu se dea contract, 5 la pase dea contract, 3 săptămâni cu Rosar. Din avut s-a lupit. Deci noi putem... niște localități mici și sectoare mari din București nu sunt aliniate. Eu văd lucrurile așa, hai să mergem la cap. Și am zis și eu, sus de la de vorbim cu deșii. Nu, nu, ce la comisie. Dacă se rezolvă o problemă în data de șanse, dacă are o șansă să ai și tu una. Deci asta am vrut să spun și urma să spun acum, ce puse moara pe zi. Deci noi și de aici chiar am făcut niște pași. La asta acolo, chiar dacă salubristul e o firmă celebră, ajunge la o stație de sortare, da? Ajunge la 3.000. Aici vreau să ajung acum, puțin să prezentăm această firmă, dumneavoastră că am știți, dar să vă spun așa din interior, și pașii pe care i-am făcut, da? Și cum le-am adaptat, la materiale noastre, pe partea cel puțin de reciclare. Deci avem 14 localități din info cu care colaborăm în diverse. Deci inclusiv de la salubrizare, Radu Mireș, care acum a fost câștigată licitația, deci complet. Reciclabilul din
7-8 localități cu ateuri pe care trei prin vine și le ia și ia acei saci, până la colaborarea în care dumneavoastră, sau s-a dorit sub dumneavoastră, aduce municipalul amestec și satul de reciclabil la Treierbil în vederea sortării. Și acum vreau să, apropo de Treierbil și de sortare, sunt 5 capitole, așa, capitole, puncte, în traseul de Șeubin, în care, în mare parte, intervine colaborarea noastră. Deci aveți toată precolectarea la populație, pe care vorbeam de bubele de saci, în fine, a început. Avem Brăneștiul, care la fel se duce spre 20 ceva la 100 reciclabil raportat de total deșeuri. Chitila, care îi facem sortare, nu prelomări, care la fel se duce în jur de 20% reciclabil. Și cei cu care am pornit chiar mai târziu, Dunarii, Ciorpanii, pe o parte de acel sac de reciclabil. E adevărat că, ca să terminăm cu precolectarea, deci primul punct, și acum am dat acest sfat, apropo de bune practici, pentru că, da, trăind, văzând, făcând, infobul e pestrit, în general, nor, după care urmează locul infobului, sud infobul, care iar diferențe. Am spus așa, deci pentru informarea populației, cel mai bine să meargă primăria, cu om de la primărie și cu un om de la o firmă, gen Treierbil, care chiar face chestia asta, adică colectează și sau sortează cu certitudine acele reciclare. De altă notă populației, domnule, seriozitatea primarului, a viceprimarului sau a consilierului local, cu o firmă care era bine frumos într-o ținută de muncă, da? Și prezintă omului acela fruturașul, îi prezintă sacul și așa au demarat cele mai bune colaborări cu ateurile pe care vi le-am enumărat. Și inclusiv și Cernica a început să se miște pe treaba asta. De exemplu, Jilava, le-a spus, au renunțat la salubrila, Rebu, facem noi, vă ajut, mergem noi, nu? Deci nu cerem bani. Pentru că odată demarată bine treaba asta, e benefică pentru toată lumea. Nu ducem noi. După 3 săptămâni, au avut 3 saci pe culori. Dom'le, vrem verde, galben și albastru, cum prevede legea, că noi așa începem. Le-am dat pentru fiecare gospodărie două seturi la câte 3 saci. Nu mai zic 2000 de gospodării, ori 2 seturi la 6, sunt 12.000 de saci. Dați-mi. 50 de milioane. Au adunat 6 saci. Deci după o lună, 6 saci. Bun, aici vorbind ca într-o familie, între noi. Bună, dacă zice ăla, se bea acolo la mișto, ori după aia, ai venit cu o firmă. Ușor, ușor, se prea și practica asta de a vedea la vecinul. Uite, vecinul a spus, bun, sunt zone gri, sunt zone negre în ateurile infobului. Că aici am trăit 35 de ani, am copilărit în oara săracă, acolo mi-am trăit copilăria. Sunt zone, dar dacă nu mergem într-o colaborare și mergem bună-bună pe ceea ce vrem și lăsăm la voia cetățenilor, nu facă. Și cât e pozitiv. Asta e cu precolectarea. Da. Colectarea, la fel, partea a doua, care e obligația ateului. Dacă pui selectivul municipal amestec, menajerul, în aceeași mașină, normal că e o aberație. Toată lumea o să zică că suntem nebuni, că suntem trântiți, că i-am învățat degeaba. Am avut rectorul politehnicii. S-au dus, le-a spus la studenți cum să facă politehnică și au făcut filmulețe. Uitați, domnul rector, dumneavoastră, uitați cum adună, era o vorba, numai că tot ce era. Le pun la grămadă, noi le-am pus cum le-a zis dumneavoastră, dar acolo aveți o singură mașină și așa le-a făcut. Deci partea de proiectare. Nu vorbim de toate fracțiile de plastic. Poate, într-adevăr, cu ceea ce vă zice, vreau să gândim puțin sticla, pentru că să vedem și ce se va întâmpla de la 1 martie. S-ar putea această, ca tip de deșeu de ambalaj, să cam dispară, să din circuit, să fie într-o calitate mai mică, pentru că acele cioburi, odată sunt și periculoase, contaminează și cartonul, și folia, și se pierd practic ca și cantități. Vorbește legea de depozitare. Deci am precolectare, colectare, transport bun. Transportul că îl face Treierul, că îl face salubristul, că îl face... În fine, trebuie făcute mașini adaptate, nu mai spune că și aici se urcă pentru mașini să fie tanși și să fie autorizate și așa mai departe.
licență de transport. Și aici e o discuție apropo de transport. Dacă le ducem cu compactoare, bă, deșeu reciclabil, e o variantă. Dacă le ducem cu mașini de tip dube cu prelată, e o variantă. Bineînțeles că sunt discuții economice. Compactorul costă foarte mult. O mașină cu prelată costă mai puțin, dar cantitățile sunt mai mici. Și acum puteți, chiar dacă e la mijlocul lanțului deșeului, puteți faptul că dacă în sacul de reciclabil nu avem cel puțin 75%, i-am arătat-o inclusiv lui Flaviu Sardelean, hârtia pe care am făcut-o, exemplu pe care am vrut să-i dau, trebuie să aducem bani de acasă. Deci degeaba a venit dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, domnule, că mi-ai luat pentru, te-ai făcut, e plin de bani în sacul ăla. Deci dacă nu avem 75% reciclabil, înseamnă că deja ne costă bani ca să facem această activitate. Pe reciclabil vorbim. Cu toată subvenția de la OTR, care momentan vine la noi ca și voi. Deci, și sunt cazuri destul de dese în care sacii nu ajungi la 40% reciclabil. Pentru total cantitate. De aia vă dădeam exemple. De exemplu, Brăneștiu scoate foarte mult reciclabil în sac. Dar nu depășește 40% de ambalaj curat pe care vezi să ne putem să ne luăm banii și subvenția. Deci îl cărăm, îl ducem la un moment dat și refuzul ăla. Ne dă bani ca să scăpăm de el. Deci dacă sacul ăla găsește 60% municipal amestecă, trebuie să-l duc la groapă. Pe bani. Pentru că noi nu suntem depozitare finală, noi suntem la stație de sortare. Și apropo de asta, devierea pe care vreau să o faceți de la groapă prin noi este destul de semnificativă. Dar anul trecut s-a văzut cu taxa aceea de 80 de lei. Deci că 30 e o taxă mică ca să încurajeze colectarea selectivă, dar este deja o taxă. De ceva. Punctul 4 în această mișcare a deșeurilor ar fi sortarea, da? Pe care să zic că nu apropo de laude, dar trebuie nici știe să o facă, pentru că face de ani de zile treaba asta. Și noi am reușit din municipal amestec, deci din restul ce rămâne, după sacul de ambalaj, să mai scoatem circa 10% reciclabil. Per total, ca și firmă, dintr-un aproximativ de 4.000 de tone care intră reciclabil și menajer municipal amestec pe lună, scoatem în jur de 6-700 de tone de deșeuri reciclabile. Undeva spre 20%. Ceea ce și cu ajutorul dumneavoastră normal, că de-aia ne-am întâlnit, pare un procent destul de bun pentru prima fază. Apropo ce zicea și domnul director, și sunt sectoare în București care nici 3% nu au reciclat. De la populație vorbesc. Partea așa ca scurtă prezentare, vehiculăm cam 45.000 de tone de deșeuri pe an pe acea platformă. Scoatem, v-am zis, în jur de 7.000 de tone de reciclabil pe an. Avem 120 de angajați. Ne-am dezvoltat logistica pe partea de transport, duere, avion, mașină, 3 tone jumate. Și mai nou, pe unii, pentru deja știu, avem un punct de lucru la Popeșa Oten, în ideea de a facilita partea de transport din sudul Ilfovului. Colaborările s-au extins, am zis, sunt 14 localități din Ilfov, cu care avem aceste tipuri de colaborare în primul rând de sortare. Și, să zic, am încheiat cu partea de sortare la al patrulea punct, care e tot în obligația OATM-ului. Acum urmează reciclarea, valorificarea, este ultima perică, care tot dumneavoastră va aparține. Bun, o face 3R-ul, dând la niște firme care chiar se ocupă cu treaba asta. Aici, apropo de OTR-ul și de asociații. Și a fost o discuție cu Federația Asociațiilor Intercomunitare. La un moment dat, fiind piramida, cel de la Consiliul Județean, de la ADI, poate să zic că, dom'le, cartonul nu mai dăm la Zărnești. Și nu mai dăm de la Trier. Îl dăm de la Remat, nu știu, Bogoșoaia, și dăm la Suceava. E vorba de colaborare aici. Deci era de la Zărnești, de exemplu, s-a ridicat și zice, și dom'le, eu am 10 colaboratori. Eu cu aia lucrez de 15 ani. Eu știu că ăla nu pune pavele în carton, că nu pune borduri, că nu-mi iludă, că e corect, că... Și bun, la general, da.
Și de ce să-mi impună mie adiu cu cine să lucrez? Pentru că eu am încredere, apropo că lucrez și noi de atâția ani. Da, sunt, aici intervine și reciclatorul final, adică noi lucrăm cu fabrici care reciclează cartonul de 10 ani. Le cunosc, te duci la unul nou, e, nu știi în ziua de azi ce spune, cum spune, cât iner dai. Apropo și de scăzăminte și de alte lucruri care se întâmplă pe acest circuit. Și partea de valorificare, care să zic în anumite reciclarea, valorificarea, lucrăm foarte bine cu fabricile de ciment. Lucrăm foarte bine cu fabricile de ciment. Avem și un reprezentant aici. Bogdan Burduiu, ăsta ai fost fabricul de ciment cu ciment. Lucrăm foarte bine, în sensul că și noi trebuie să ne adaptăm, adică este o marfă pe care deși o doresc în anumite, în anumit standard, în anumite condiții de calitate și atunci noi trebuie să ne adaptăm la ceea ce cer deși cu o bună dreptate. Umiditate, putere calorică, fără pietre, fără fiare, fără ce fără de și asta încercăm și acum, printr-o, să zic, mare investiție, un sortator, pe bază de aia va fi cel mai mare ca și capacitate din București, Lichit, care sortează jur de 20 de tone de municipal amestec pe oră, în sensul că separă greul, tracția grea, de cea ușoară. Cea ușoară fiind mult mai bună pentru incinerat la cimentiști, tracția grea urmând să se ducă într-adevăr cu un depozit final. Cam astea ar fi, să zic, cele 5 capitole ale deșeului de la populație și până ajunge într-un mod cât mai puțin pe groapă. Pentru că, de fapt, asta este esența discuției, să zic așa, să ajungem cu deșeul într-o cantitate cât mai mică pe aceste grupuri care, fie vorba între noi, nu sunt de mileniul 30, de secolul 21. Da. Mai vreau, dacă sunteți interesați, să punctez un pic fluxurile la cele 5 tipuri de deșeuri. Și doar o să le trec și după aia, dacă nu aveți, vreau să vă spun. Apropo că ne legăm de lucruri, deșeul municipal, deci menajer. Aici discuția ar fi clară. Punem o pubelă. Punem o pubelă de 240, îl punem o pubelă de 120 ca să îl limităm pe om la a depune o cantitate atât de mare. Bun, ele ajung la 3 din, de la noastră vorbim, se sortează. Se sortează. Și aici intervine o discuție. Dacă separarea, dacă colectarea, precolectarea s-a făcut corect, în acel menajer, teoretic, nu prea mai găsești reciclat. Deci ideal ar fi de băgat direct pe mâini și separat ce este pentru groapă și ce este pentru incinerat. La deșeurile reciclabile, v-am zis, ideal ar fi să găsim 75%. El are același flux, colectare, transport, depozitare temporară, sortare, valorificare și am sărit puțin depozitarea. În sensul că aici iar n-am luat o problemă cu primările. Nu au vrut să le dea trasabilitatea. Dom'le, eu n-am fost la sortare. E un punct de vedere. Eu nu știu dacă de la Vara Băsiei ai găsit 3 kg de fier sau 5 kg de fier. Această depozitare, într-adevăr, este o treabă logică în sensul că eu am colectat azi, joi, de la Vara Băsiei. Dar nu-l sortez azi. L-am depozitat aici. Mâine un reprezentant al primăriei zice, bă, vreau să văd și eu ce a ieșit din colectarea de joi. Când o faci? Marți. Eu, marți, primesc un loc să stai acolo. Asta e marfa de la Marea Băsiei de joi. Marți am băgat-o la procesat. E un aspect. E un aspect. Și vede cu ochii autorității publice, bă, aici au scos 3 peturi, 2 cartoane, 5 sticle, 2 burtai. E un element din legea 211 care vorbește foarte clar de depozitare. Și responsabilitatea o ateului. De aia lor. De totul aia lor. Nu, de aia ați făcut referire. Da, deci în acele contracte, și acum că trecem puțin de la una la alta, cel puțin trei grinuri și-a propus să refacă puțin contractele pe care le are cu ateului. Și în privința acelei taxe care, clar, va intra în vigoare pentru că ea a trecut de senat,
dar și în alte privințe legate chiar de acest aspect al delegării unui om din partea OAT-ului la acest proces de sortare. Pentru că, care se apare, dacă nu vine delegatul, se consideră asumat problema. Mai avem deșeurile din comerț și industrie, care ca tot partea cel puțin de menajer în obligațiile OAT-ului, partea care mai face TR, unde se duce la agenți economici direct, și avem deșeurile din resturi vegetale, ce v-a zis și doamna Măghița. Și am recomandat și eu primările să-și găsească un loc și să facă acel compost, pe baza unei autorizații de mediu, nu știu, de la 500 de metri în sus, pentru că n-are rost să umple gropile de gunoi sau să ajungă la 3 timp restul vegetal. Pe cât posibil să nu ajungă. Compostarea individuală, ce spune și legea 211, să revenim la ce făceam noi odată, dacă avem curs mai mari, nu știu, deci aici trebuie găsită soluția local, pe zone, pe cum avem noastră, ca acest deșeu vegetal să ajungă cât mai puțin. Și vă autorizați ca să nu aveți probleme cu un teren de 500 de metri, 1000 de metri, chiar dacă nu are primăria, nu știu, închiriat de undeva prin pod de depozitare, o platformă betonată, sunt câteva condiții minime și vă compostați un materiu respectiv vegetalul ca să nu mai plimbăm de colo-colo. Deșeuri de echipamente electrice și electronice. După legea de euro, aveți obligația la nivel de OAT să aveți un punct de colectare. Nu știu câte OAT-uri au, creierul primă autorizație și putem, anul ăsta e târziu, dar putem să facem măcar o acțiune pe an, cu fiecare OAT, se afișează, de obicei se fac înainte de Paști sau înainte de concedii, ca să apară măcar ca și măsură, ca să realizat-o ca OAT și chiar e bine. Multă lume treabă, doamne, am un fier de călcat. Eu nu vă spun că în sortarea pe care noi o facem, găsim echipamente electrice electronice. După lege, ele au flux, după lege. Dar noi le găsim și în mod real, deci la cele 4.000 de tone, noi găsim peste 10 tone de echipamente electrice electronice de populație. Și s-a stricat asta, unde mă duc să duc? Îl arunc apoi și îl găsesc pe acolo. Dar, ca și măsură, apropo că dacă e voință și este bine anunțată evenimentul, e anunțat evenimentul, poate să iasă. Într-adevăr, și aici sunt OTR-urile de electronice care poate să subvenționeze evenimentul, da? Cu mașini, cu transport, cu punctul de colectare și așa mai departe. Dar aici vă putem sprijini pentru că avem și autorizația de mediu și chiar am făcut chestia asta. Mai aveți deșeurile din construcții. Se pare că în ultima modificare de la Senat, și acestea apar cu 30 de roni pe tonă depozitate. Deci aici, la fel, poate găsim niște zone de rambiere, de, nu știu, în care să valorificăm deșeurile din construcții. Pentru că procentul care trebuie atins este de 75% valorificare, ca să mai plătești și 30 de roni la molozul pe care îl care o grămadă din localitățile noastre ale Rifului, deja vor sări niște sume. Și atunci, la fel, poate 2-3 OAT-uri se pot... Da, știți cum e, unde e și moloz, apare și gunoi. Da, aici, la fel, e. Să zic, pe termen scurt, e greu de gândit. Pe termen lung, tot așa, o firmă care, într-adevăr, se valorifice un potențial cât mai mare de valorificare a deșeurilor din construcții. Cam asta ar fi funcțiune. Atât deșeuri, bine, baterii sunt similare cu electronicele, restul de vegetale am spus, ambalaje. Sunt alea, merge la urmă să se găsească baterii. La gură. Deci găsim de stații de gică. Am avut chiar de la Popăceni. Vorbeam de acumulatori de auto. Și acumulatori de auto am luat la Popăceni. Da, corect, corect. Deci erau și cele voluminoase. Să permiteți să comentez la capitolul de deșeuri din materiale de construcții. Trebuie să aveți în vedere faptul că aici se regăsește nu numai moloz. Deci avem lemn,
avem sticlă, avem metal, avem plastic, PVC, avem polistiren, avem azbest, care, atenție, este deșeu periculos. Da, din demolări. Din desfințări. Desfințări. Dar dumneavoastră trebuie să aveți în vedere următorul aspect. În momentul în care vine proprietarul unei locații să-și ia autorizații de desfințare, dumneavoastră îi puteți indica în mod expres, direct, din autorizație, unde să ducă deșeul. Bineînțeles. Da, prin autorizație de desfințare este obligată. Nu, nu, de obicei spui că îți prezintă un contract, dar poți să spun cum să facă. Bineînțeles. Da, dacă pentru că acum firma respectivă care își desfășoară respectiva activitate pe teritoriul dumneavoastră, răspunde în fața dumneavoastră, bineînțeles. Și acum mai este o poveste. Toate deșeurile pe care vi le-am enumerat sunt deșeuri valorificabile, cu valoare materială. Noi avem o problemă aici. OAT-urile mici nu mai dă ele autorizații de construire de sfințare. Mergem la Consiliul Județean. Faceți o minută cu ei. Faceți minută cu ei ca să... Deci, ce vreau să vreau să vreau să vreau să arhitect, un responsabil care duce o hârtie. În legea care este în vigoare vis-a-vis de deșeurile din construcții, tot ce înseamnă beton, se presupune că ce trimiteți, ce direcționați de la desfințare către firma care valorifică respectivul deșeu, 50% din ce este ca material de construcții, dumneavoastră ați fi obligat să-l înglobați în lucrările de construcții pe care le efectuați pe raza administrativ-teritorială. Deci, din caietele de sarcini pe care dumneavoastră le promovați pentru partea de construcție, trebuie să aveți în vedere utilizarea acestui material, care pentru dumneavoastră ar putea să fie free. Și n-ați înțeles mai devreme. Este momentul în care îți faci toată... Ce trebuie? Logi. Da, free. Logi. Și cât plătești ca să ajungi la free-ul ăsta? Da, mai mult. Unde zice ele? Nu știu, mă dau ca sol, nu știu, tot. Da. Da, sunt agenți economici care au tocătoare mobile, compasoare mobile, sunt. Dar pe industrie trebuie să iasă și note. Deci atunci probabil vor aduce... Da, și până atunci ce facem? Dacă e mobil, nimic. Dar de aia mai. Și atunci ce facem? Cum este legea? Ce facem? Aici întrebarea. Uite, vom roapă și plătim. De-aia ne-am agrat. Noi vom veni cu ceea ce am mai făcut cu colegii, pentru că avem oameni deja, ați văzut pe firmă și noi. Și noi ne-am dezvoltat, să zic, tot în urma unor cerințe și de-alea OAT-ului și ce am mai văzut și noi în lumea asta. Ușor, ușor vom avea și noi, prieteni, până la urmă să preluăm și poate în afară, că faptul că preluăm vegetale, electronice, municipale, amestecate, ambalaje, să găsim soluții sau colaborare, că nu poți să le faci tu pe toate lumea asta, niște colaborări, măcar să vă dăm informația, lume, firmele astea trei din zonă vă pot rezolva problema asta, că de fapt aici ai găsit soluția, ai găsit soluția. Dar venind întâmpinarea OAT-ului cu o soluție cu aceste tipuri de deșeuri și m-a amintea domnul director și luminoase de întâmplă. Și astea, la fel ca și deulă, în dorea mea, apropo că aici a reciclat din el, chiar domnul, sunt cantități undeva la 300 de tone din cele 4.000 pe lună, 300-400 de tone, sunt impact din 300 de tone, sunt voluminoase, cămine, studențești, biloguri, sedii și așa mai departe. Sigur că și aici trebuie valorificate mai multe aceste voluminoase, dar vedem un stic la plastic. Aici aveți posibilitatea, la nivel de OAT-uri, să înglobați și noile prevederi legate de ceea ce se cheamă economia socială. În sensul că puteți stabili o zonă unde din deșeurile acestea care vin, gen mobilier, gen electrocasnice, gen rame de ferestre și așa mai departe, puteți ajuta familiile de tineri căsătoriți. Noi am făcut la Constanța, spre exemplu, experimente de genul acesta. Deci, cei care sunt cu o situație socială mai precară, nu le ferim ca deșeu. Ba da, ba da, deci noua lege are capitol special pentru partea de reutilizare. Este obligatorie. Da, dar trebuie să fim atenți la interpretarea. Trebuie să avem un cod de reutilizare. Trebuie văzut. Nu, nu, nu. Acum cere
Mai este una. M-am dus zilele trecute la un operator economic și mi-e tare teamă că am și eu un teren care probabil că va trebui de interpretat. Suntem lângă București, mult de aici. Deci ăla săracu avea pe 5, 6, 10 hectare când n-ai avea, avea un strat de 1 metru. 1 metru de șoptu. Deci bă, nu sta mai departe. Că mi-e teamă că dacă mai sta, mai se găsesc că un moment. Lasă așa. Pun, fac o hală, nu trebuie să mă urc. Să fac fundații și mai departe. De asta nu vorbește nimeni. Cât au vrut să ia de la sectorul 1, din spate, de la, după aeroportul? Au trecut pe lângă dumneavoastră, că trebuie să spun că am spus vreau. Aparține de un oate undeva, zona aia, că nu e. Zona aia, că e o parte a mea și o parte a lui sectorul 1. Sectorul 1 a avut bani odată și cred că au mers, erau mașini una după alta, așa mergeau. Pline. Una după alta și au mers vreo două săptămâni. A zis colega că trebuie să o să mergeam. Mașina va mai face nu știu. Dacă e teren privat, e teren privat, dacă e terenul oateului... Ce să mai, că acolo sunt amestecate de ani de zile. Da, dar e proprietatea privată. Da. Mi-e teamă când ajunge la proprietatea mea. Pentru că am avut și eu unul ăsta și când am dat 200.000 de euro pentru așa ceva, am zis că îmi dotam... Bine, că a venit card, a venit jantar, a venit toată lumea și n-am avut încotro. Dar îmi dotam SRL-ul cu mașini. S-a întâmplat cu depozitarea industrială. Dacă nu e de acord, ce nu-ți mai dau garanție la lucrare? Nu trebuie să fac, m-am zis că... Da, e interesant când, că și doamna e foarte informată și de spune, doamne, cine va ești grav, va trebui să vă spun că o care ne saci în dacă ăla nu vrea și nu o să... Nu bagă bonus. Nu bagă bonus. O să-mi ia niciun material de la mine. Nu bagă garanție, am zis la material pentru zvrezul lor, le face la zvrezilor. Înțelegeți că eu recepționez așa? Bun. Își asumă firma care nu vrea să vrea mie moruz să-mi pună jos. Vă transformați la agent economic și îl vinde. Până la 1 ianuarie. Nu mai 50 de oameni în aria ta de la adică. Până la 10 mai facem acolo. Am ținut să avem această întâlnire. Când o să mai de chiloți, o să vin și chiloți. Și asta până la 1 ianuarie. Am ținut să avem această întâlnire. Tocmai ideea modificărilor, tocmai ideea că noi, cel puțin de aici, în această masă, am făcut niște pași. Venim, căutăm și noi soluții să venim, să venim la noastră în întâmpinarea acestor zeci de probleme pe care le aveți. Printre rugămițe era acel om de mediu, că eu sau colegii mei nu o să stea de vorbă tot timpul cu primar, pentru că și apropo de câte au pe cap, sau stau de vorbă de multe lucruri personal cu primar. Hai, zi 5 minute, te ajut, zici ce trebuie să fac. Păi 5 minute era pus să stau, apropo că noi în dezbatere de două ore nu le-am rezolvat și nu le rezolvăm pe toate acum. Nu se poate povesti tot în 5 minute ce vrem să facem sau ce ar trebui să facem. Și atunci asta era, apropo câte rugămiți și printre mesajele de azi, să aveți un om de mediu care să vă aduce soluții dumneavoastră. O întrebare. Avem garanția că o să mai modifice legea până la sfârșitul anului? Nu. Nu. Că mai e supus acum. Acum a trecut de Senat, e la Camera Deputaților asta, pe care 211. 7 am notat eu anul ăsta, modificarea de legi. 7. Nu știți să faci, nu? Ce? În primul rând, care sunt în memorie? E termenul de ambalaj folosit. Ce înseamnă ambalaj? Este, în schimb, dată o ordonanță de urgență monitor oficial legată de înființarea unui comitet național pentru managementul deșeurilor. Deci, cel puțin, acest comitet ne va spune unde trebuie să ajungem. Deci, chiar dacă nu avem legile care să ne spună cum să ajungem, dar măcar vom ști unde trebuie să ajungem. Și atunci ne ghidăm după target și până acum apropo că suntem oameni de mediu. Agenția Națională de Protecție a Mediului ar trebui să facă de bune practici, care să fie util acestor oateuri. Ce a făcut Agenția Națională?
ei au bunele practici. Nu, noi le avem aici. Noi, așa trebuie să facem. Dar dacă ați înțelegea în dezbatere, dumneavoastră care vă sunteți la bază, de ce nu treceți acolo efectiv probleme reale pentru că ele fac din birou? Și habar nu au cu ce vă confruntați dumneavoastră. Și e perioada, eu veșnic primesc întrebarea asta când mă duc la agenție sau la minister să mă consult la anumită articol. De ce nu scrieți? Pentru că voi sunteți la bază. Acum am făcut să scriu. Și am făcut și să trebuie niște memorii. De la agenție mi-a trimis-o la minister, că n-am fost capabil să mi le am numărul că au fost primit. Aștept de la minister, el este legiuitor. Dar în momentul în care dumneavoastră vă confruntați, că aveți 1000 și una, e adevărat, unele articole sunt neaplicabile, dar scrieți acolo. Cu asta mă confrunt dumneavoastră care sunteți la bază, pentru că de la asta trebuie să plece ideea. Nu vin de la planul național, care îmi dă niște directive, când ar trebui să plece invers. Eu am fost și la Asociația Municipală din România și acum cu acolo și dacă... Nu s-a finalizat nimic acolo. Eu spun că... Discuția de acolo, în apropo de acești bani... Se fac niște puncte de vedere... Doamna ministru și... Ne nu ține cont de... Asociația Municipilor pentru Fenomenului. Țin să vă mulțumesc. Vă mai aștept o cafea. Eu zic că e o întâlnire pe care mă doream și care să vedem totuși că suntem aproape unul de cealaltă. Că nu se rezolvă problemele. Nu se rezolvă, adică nu se 100%, nu se rezolvă că te culpe și legislația. Dar măcar, practic, deci de aici chiar am reușit și am demarat, ceea ce eu văd ca și tendință o chestie pozitivă, că trebuie să așteptăm până la urmă și lege, e contradictor, nu cum o fi. Dar e clar că pașii ăștia trebuie făcuți. Sunt niște pași logici, da? E păcat atâta vorbim toți de construiți de Țarinfo, primăria se dome, închide grobile. Bun, care-s măsurile? Ia să-s măsurile, care le facem noi. Nu, e soartă ca, nu știu, președinte României, închide groapa. Dar care-s măsurile? Dacă noi am ajuns la 30%, la peste 30% la anumite materii reciclabile, dar e un pas pe care l-am făcut cu muncă. Și noastră, și cu noi, și dintr-una. De-aia am ținut. Nu e treabă de laudă sau, dar deja pașii demarați între noi și dumneavoastră, apropo de soluții. Până la 50%, în anumite localități, dacă se impun un pic partele prin oamenii responsabili și văzute zonele care... Și aici, să mai fac niște sondaje. Domnule, am un cartier foarte bun, am un cartier care mai ajunge mai prost. De ce? Ce îi pun la dispoziție? Apropo, ce soluții v-au dat și colegele și cei care au lucrat și au mai văzut efectiv în lumea asta. Poate trebuie o cubelă în plus, poate trebuie un container, poate trebuie păzit mai bine de poliția comunitară. Se va ajunge și la 50% dacă se vrea. Eu zic că s-a văzut și se poate, cel puțin noi cei care suntem la această masă. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Rămânem la dispoziția noastră în continuare, prin muncă și idei și devotament și informare. Și oricând, v-am zis că și noi ne-am întâlnit poziția cu oameni, adică firma s-a întâlnit cu oameni pe domenii, pe programe de corectare, pe juridic, pe responsabil de mediu. Cu acel punct de lucru care să fie facil pentru colaborarea cu cei din sus și să colaborăm în continuare, indiferent de ce lei vor mai veni, indiferent de activuri, de strategii multinaționale, multianuale și... Da? Mulțumesc, vă doresc tot. Trebuie să fi plecat cu gândurile bune că se poate face. Am plecat cu mai multe întrebări. Corect, domnule, pentru că noi înainte toate acolo nu face cât un sector în moment. Dacă ar face un sector, din ar mai fi nevoie de 2 milioane de care București, din de 10 ori mai mult că suntem noi aici așa. Păi dacă tu nu pleci de acolo, ce o să facă? Cum vreți să fie un pahar de apă de orice?